Un tânăr de 21 de ani din Comrad a murit pe patul de spital după ce ar fi căzut în gol de la etajul 7 al unui bloc de locuit. Incidentul groaznic a avut loc în data de 15 martie, aproximativ la ora 11, pe o stradă din centrul orașului Comrat. Potrivit Găgăuzimfo.media, tânărul a fost descoperit nemișcat la pământ de către vecini care au chemat imediat poliția și ambulanța. La sosirea medicilor, tânărul era încă în viață. Acesta a fost dus în stare gravă la spitalul din Comrat. Din nefericire, acesta s-a stins la scurt timp pe patul de spital. Pompierii au urcat pe geam în apartamentul de unde ar fi căzut tânărul, însă în locuință nu se afla nimeni. Deocamdată nu este clar dacă tânărul locuiește sau nu în acel apartament. Poliția și pompierii au făcut cercetări la fața locului și investigează toate cauzele posibile de la care s-ar fi produs incidentul, inclusiv versiunea unei tentative de suicid. Găgăuzinfo.md scrie cu referire la unele surse neoficiale că tânărul ar fi avut mai multe datorii. Informația nu a fost confirmată de poliție. Forțele de ordine urmează să stabilească lească toate circumstanțele, iar dacă e vorba de suicid, ce l-a făcut pe tânăr să recurgă la acest gest extrem.